Să ne mai vedem.
Legii bisericii tale păzește, sfințește pe cei ce vezi podoaba casei tale. Tu pe aceștia preamărește cu dumnezeiască puterea ta.
Ne salvă noi cei ce nădăjduim întru tine, pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre, întregului tău popor, că toate darea ce a pus este dar de săvârși de sus este, pogorând de la tine, Părintele Lumilor, de slavă și mulțumire și închinăciunea ținutem Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până vian. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până vian. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până vian. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților, și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale preacuratei, stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, pe care astăzi o prăznuim, ale sfinților dreptilor dumnezeiești părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.